În ultima ediție a campaniei Dialog cu societatea civilă vorbim despre cei care încearcă să facă schimbări în comunitatea lor și să promoveze valorile europene. Întâi de toate însă discutăm despre rolul ONG-urilor în promovarea valorilor europene cu expertul din platou Mihai Mogâldea, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Mogâldea, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, despre importanța promovării valorilor europene în societate. Cred că trebuie să începem cu menționarea valorilor europene, care sunt democrația, statul de drept, libera exprimare, libertatea de opinie și, în general, tot spectrul de valori care asigură o participare cât mai largă a cetățenilor în procesul decizional, în procesul de luarea deciziilor atât la nivel local cât și la nivel național. Pentru Republica Moldova toate aceste valori sunt fundamentale, pentru că dacă stăm să ne gândim, democrația asigură un proces electoral corect, prin care există o alternanță la putere, există și se oferă de fapt posibilitatea cetățenilor să-și aleagă reprezentanții în instituțiile statului, prin libertatea de exprimare, prin libertatea de opinie se asigură dreptul cetățeanului de a își exprima public și fără frică opinia, dreptul cetățeanului de a protesta, de a-și exprima nemulțumirea, poate, cu privire la anumite lucruri care se întâmplă atât în comunitatea lui, cât și la nivel național. Iar când vine vorba, în general, despre statul de drept, despre respectarea drepturilor altor cetățeni, altor grupuri etnice, grupuri minoritare, putem spune aici că, practic, pe asta se clădește, în general, o atitudine sănătoasă a oamenilor față de seminilor. Șansa pe care o avem noi prin intermediul activității noastre, prin intermediul societății civile în Republica Moldova, este de a ajuta la explicarea importanței acestor valori în rândul oamenilor și stabilirea cumva a acestui discurs anti-european, dacă doriți, modernizare, anti-reformă. Și cum anume reușiți prin intermediul ONG-urilor să promovați aceste valori despre care discutăm? Sunt o mulțime de activități care ajută la promovarea acestor valori. Prin intermediul organizației pe care eu o reprezint, noi încercăm să promovăm câteva valori cheie. În primul rând, democrația și statul de drept sunt poate ariile în care ne concentrăm activitatea și facem acest lucru prin prisma acestui proces de reforme foarte larg care vizează integrarea europeană și aderarea la Uniunea Europeană. Anume aici încercăm să informăm în primul rând corect oamenii despre lucrurile care se întâmplă la nivel decizional în țară, dar și la nivel local. Încercăm să ajutăm cetățenii noștri să participe mai activ în procesul decizional. În același timp, prin produsele pe care le dezvoltăm, explicăm oamenilor anumite procese care se întâmplă la nivel național, le explicăm, de exemplu, care este stadiul actual de implementare a reformelor necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Le explicăm oamenilor la ce etapă se află reforma justiției, lupta anticorupție în Republica Moldova. Ori aceste lucruri vin să asigure acel bagaj informațional necesar fiecărui cetățean. Și de ce organizațiile non-guvernamentale promovează integrarea europeană? Pentru că este singura cale prin care Republica Moldova poate să ajungă la un nivel de dezvoltare înalt. Este singura cale prin care ne putem asigura securitatea și pacea pe termen mediu și lung. Și fără doar și poate, din punct de vedere economic, din punct de vedere al combaterii sărăciei, al descreșterii acestor inegalități care există la nivel social, putem spune că Uniunea Europeană reprezintă poate organizația care
prin sprijinul pe care îl oferă, poate ajuta la transformarea socială și economică a Republicii Moldova. Membrii Centrului Pro-Europa din Comrat activează mai bine de 10 ani. Organizația contribuie la dezvoltarea societății civile din autonomia găgăuză prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass media. Accentul este pus pe soluționarea problemelor comunităților locale și pe dezvoltarea voluntariatului. Мы здесь взаимодействуем в регионе и как раз-таки информируем граждан о тех возможностях, продвигаем какие-то европейские ценности, школы волонтерства организуем, то есть как-то активно вовлекаем молодежь в гражданскую жизнь региона. Începutul a fost dificil. Oamenii erau sceptici în privința implementării proiectelor și promovării valorilor europene în autonomia găgăuză. Поначалу было работать сложно. Мы не думали, что это будет легко. Но учитывая, что уже 10 лет мы непрерывно осуществляем свою деятельность, следовательно, нам удается это делать. И как я всегда выражаюсь, что путем мягкой силы мы понемногу меняем менталитет людей в лучшую сторону, в сторону европейского курса. În peste 10 ani de activitate, Centrul European Pro-Europa din Comrat este prezent nu doar în satele și orașele din autonomie, dar și în alte localități, cum ar fi Basarabeasca și Traclia. На протяжении 10 лет было очень много проектов реализовано и был охват всех категорий граждан, начиная от детей в детских садах, заканчивая пожилым населением. Плюс ко всему у нас за это время было очень много партнерств, плодотворных, продуктивных, с местными органами власти. Centrul European Pro-Europa din Comrat organizează mai multe activități pentru tineri, pentru a-i motiva să fie activ și să obțină cât mai multă experiență. Я узнал об этой организации благодаря своему другу. Он поделился со мной новостью о проведении одного из мероприятий. Это был хакатон, посвященный дезинформации в Требуженах. Это мероприятие оставило очень большое впечатление у меня и помогло развить мне в первую очередь свои навыки. В этой организации чаще всего я принимаю участие в мероприятиях как участник, и когда нужно, когда этого требует ситуация, я могу и быть волонтером, и помогать в организационных вопросах, логистика и все такое. Когда вот я говорю, что я волонтерка, все говорят, ну, это зря, почему ты это делаешь. Я думаю, что это очень хороший опыт, это дает очень хорошо, вам дает это, вы чувствуете ответственность, вы помогаете, это вы развиваетесь вообще, и связано с этой организацией у меня расширяется круг, и это мне очень нравится. Cu sprijinul organizației în incinta primăriei din Comrat a fost deschis un centru de informare și de servire a populației. Acum locuitorii orașului nu vor mai sta la coadă pentru a ridica un document, așa cum au făcut-o anterior. Було відкрите єдине вікно, где выдаются справки о землях, в составе семьи. Это очень делается быстро, 2-3 минуты буквально занимает это. Люди не ждут никого, и никаких проблем там уже в данное время нет. Потому что ранее полные коридоры были людьми, все люди за одной справкой могли ходить с неделями. În ultimii 4 ani, Centrul European Pro-Europa a dezvoltat servicii și a oferit sprijin pentru circa 1000 de persoane. Echipa organizației este formată din 5 membri, care lucrează cot la cot pentru a face schimbări spre bine în comunitatea lor. Că în autonomia găgăuză, oamenii de obicei sunt mai reticenți față de Uniunea Europeană în comparație cu alte regiuni ale țării. Vrem să știm cum vă reușește să promovați valorile europene în asemenea regiuni. În aceste regiuni, cred eu că singura metodă prin care
poți transforma în timp atitudinea oamenilor față de integrare europeană, față de aderarea la Uniunea Europeană, este printr-o informare corectă și prin asigurarea unui dialog cât mai bine construit, cât mai deschis și larg cu acești oameni. Un dialog care să nu se, să nu se evidențieze doar în, în perioadele electorale. Un dialog care să asigure pe tot parcursul anului că oamenii primesc niște informații corecte, că oamenii au acces la surse libere de informare, că inclusiv în limba pe care o vorbesc acești oameni le sunt comunicate informații din prima sursă, de la autorități și în același timp accesul propagandei dezinformării este limitat prin toate instrumentele de care dispunem. Prin dezvoltarea de materiale de comunicare. Și aici, aici poate videourile, podcasturile, de exemplu, emisiunile TV la care participăm sunt, după mine, la fel de importante, pentru că doar printr-un parteneriat cât mai extins și cât mai bine structurat cu instituțiile mass media putem să transmitem mesajele noastre către oameni. De aceea, acest dialog sau această cooperare dintre societatea civilă și mass media, eu o văd ca fiind fundamentală și prioritară pentru ca să putem ajunge la aceste grupuri minoritare, la grupurile etnice, de exemplu, din autonomia găgăuză, care până acum, timp de 30 de ani, din păcate, au avut acces doar la anumite surse de informare și doar anumiți politicieni, lideri de opinie din Republica Moldova au mers în acele regiuni pentru a discuta cu oamenii. Și ce proiecte de viitor aveți? Noi ne propunem să lucrăm mai activ cu actorii de la nivel local, cu autoritățile locale, societatea civilă, mediul de afaceri la nivel local. Noi credem că procesul de integrare europeană se construiește printr-o participare a acestor reprezentanți de la nivel local în procesul decizional, printr-o reprezentare mai mare a acestor oameni în deciziile care sunt adoptate și care țin de integrare europeană. În același timp vrem să consolidăm capacitățile de care dispun aceste grupuri, vrem să le facem mai active, capabile să influențeze deciziile care sunt adoptate și care țin de reformele curente, care țin de cumva o participare mai activă a comunităților locale în procesul de integrare europeană. Vrem să le oferim posibilitatea să monitorizeze mai activ cum sunt cheltuiți banii europeni în regiunile din care vin, cum sunt implementate proiectele europene în satele noastre, în orașele noastre. Vrem ca ei să spună de ce au nevoie. Am încercat să aflăm de la locuitorii orașului Comrat ce cunosc despre activitatea ONG-urilor din regiune și dacă vor ca să trăiască într-o țară europeană. Noi suntem bătrâni, noi ieșim din casă de loc. Eu sunt din Bășcălie, nu am auzit să avem așa ocazie să avem din alte părți ajutor la satul nostru. Dar mulțumim cum este. Не знаю, не могу сказать. Вы никогда не слышали про такие организации? А где есть эти организации? Есть что ли? Unii spun că au auzit despre proiectele sociale pe care le implementează unele asociații și consideră că este un lucru bun. Знаю, что социальный есть вот такой, что помогает старикам, а больше не знаю ничего. Нам, конечно, имеем дети рядом с собой, никто еще не помогает, но это знаешь, что есть социальный, что помогает старикам. Ну, наверное, хорошее дело делают, я так думаю. Ну, всегда помогать людям, это же хорошо, особенно пенсионерам, те, которые лежачие, больным людям. Это хорошее дело. I-am întrebat pe oameni și despre valorile europene și dacă și-ar dori ca acestea să fie promovate la ei în regiune. Mulți dintre ei sunt sceptici la acest capitol. Не надо только лишь европейские. Нужно со всех стран, со всех разных векторов брать самое наилучшее.
Chiar dacă ONG-urile sunt active, oferă multe servicii, totuși vedem că nu toată lumea cunoaște foarte bine despre activitatea ONG-urilor și de ce lumea nu prea știe despre organizațiile non-guvernamentale. Cred că sunt mai multe motive care stau la baza acestei lipse de înțelegere, cunoaștere legată de activitatea ONG-urilor. În primul rând, pentru că, din păcate, din cele 12.000 de organizații ale societății civile care există pe hârtie în Republica Moldova, doar un sfert dintre ele sunt active și, într-adevăr, desfășoară o activitate sustenabilă și care este vizibilă, poate, pe termen mediu și lung. Ăsta este un factor. Un al doilea factor ține de faptul că nu toate organizațiile societății civile lucrează cu beneficiarii finali, lucrează cu oamenii de rând sau la firul ierbii. Cu siguranță oamenii cunosc mai puține lucruri despre organizațiile societății civile pentru că organizațiile locale sunt slabe, duc o mare lipsă de resurse, atât umane cât și financiare. Ori organizațiile de la nivel local, din satele Republicii Moldova, din orașele mai mici, din țara noastră, ar trebui să fie promotori activi ai societății civile în comunitățile mici în care își desfășoară activitatea. Cum încercăm noi să promovăm mai activ rolul societății civile? Prin crearea de coaliții, prin crearea de parteneriate între mai multe organizații la nivel național. În țara noastră există Platforma Națională a Forumului Societății Civile, care reunește la ora actuală peste 120 de organizații din Republica Moldova, care activează în diferite regiuni ale țării. Ori, odată aduse împreună, toate aceste organizații încearcă să definească mai bine care sunt prioritățile, care sunt nevoile, care sunt problemele prioritare pentru țara noastră, pentru regiunile noastre și cum putem noi lucra mai bine împreună ca să soluționăm anumite probleme cu care ne confruntăm și în același timp cred că ar trebui să combatem mai eficient anumite narrative falsuri promovate de către unii politicieni rău intenționați care nu fac decât să afecteze imaginea societății civile. Și vedem că majoritatea oamenilor dintre cei care cunosc ce înseamnă un ONG cred că acestea ajută, nu știu, oamenii cu nevoi speciale, bătrânii, copii. În acest context, cum reușim să formăm o percepție clară a domeniului de activitate al unui ONG? Cred că înțelegerea rolului ONG-urilor ține inclusiv de cultura politică a cetățenilor noștri. Oamenii trebuie să înțeleagă că rolul societății civile și a ONG-urilor este de a face mai vizibilă poziția comunităților, poziția grupurilor sociale în raport cu statul, în raport cu autoritățile. Noi ar trebui să punem un semn de egalitate între ONG-uri și autorități, între ONG-uri și mediul de afaceri, pentru că situația este un pic diferită. ONG-urile, societatea civilă, este non-profit, este apolitică, nu se conduce de un interes comercial în activitatea pe care o desfășoară și respectiv ONG-urile urmăresc să asigure o poziționare mai activă, mai vizibilă a cetățenilor în raport cu problemele de ordin social, economic și probleme de ordin politic care vizează țara noastră. Dacă ne uităm pe ansamblu, vedem că ultimii 30 de ani totuși am reușit să avansăm destul de mult în ceea ce înseamnă participarea civică în activitatea politică, în activitatea instituțiilor, în activitatea autorităților locale și centrale și cu siguranță trebuie să lucrăm la obținerea unei vizibilități mai largi. Domnule Mogâldea, noi vă mulțumim pentru timpul acordat și vă dorim o seară frumoasă. Cu mare drag, mulțumesc și eu.